Așa. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Un video neașteptat pentru mine, dar probabil pentru voi e și mai neașteptat. De ce spun neașteptat pentru mine? Deoarece am fost contactat de niște băieți pentru a-mi trimite o nouă trotinetă electrică. Da, am rămas surprins, dar în același timp m-am și bucurat, bineînțeles. Au văzut clipul meu cu trotineta pe care o am cu Kugo M2 Pro, după cum știți, am o trotinetă, și au zis că vor să-mi trimită una și mai tare decât aceea, una mai puternică, una mai nouă, un model ceva mai nou, mai exact tot de la Kugo, aceeași firmă, dar una ceva mai puternică. Mai exact am aici un alt model și anume Kugo M4 Kirin și atât, cred. Deci nu cunosc foarte multe specificații, știu doar că e o trotinetă de 500 de W, ceva mai puternică decât cealaltă. E o trotinetă care, după cum am văzut eu, arată ca un fel de mini scooter, adică are și șa și atinge o viteză de aproximativ 45-50 de km pe oră, ceea ce e wow, pentru o trotinetă e, zici că de acum e scooter, adică merge ca o bicicletă foarte rapidă, ca o cursieră, ceva de genul. Așadar, nu mai stăm pe gânduri, o să-i facem acum unboxing-ul, așadar puneți acolo un mare like și sper să vă placă video-ul ăsta și o să vă prezint și vouă noua mea trotinetă. Ok, la fel ca și la cealaltă, avem cutie în cutie, bineînțeles, era de așteptat, dar o să mai scot acum cutia din cutie. Wow! În cutiuță avem așa. Șaua, după cum am spus, are și șa. Da, este ca un fel de bicicletă, ca un scooter și o șa chiar mare și după cum observ, foarte moale, foarte confortabilă. Eriza pe microfon, nu se poate. Scuzați turbulențele, dar papagalul meu tocmai a aterizat pe microfon. Da, o să fie și el pe aici, pe fundal, pentru că, după cum știți, este liber în permanență, aproape în permanență și o să îmi dea de furcă, sper să nu. Da. Mi-a adus și o șosetă. Ok. Aici avem toolkit-ul, ca de fiecare dată. Și avem trotineta pe care trebuie doar să o scot, care e, cred că, deja asamblată, bănuiesc. Ok. Asta e ceva mai grea decât cealaltă. Kugo M2 Pro are 13 kg, iar asta are undeva la vreo 23 de kg. Dar sunt și mai grele. Dar vă dați seama, automat, fiind una mai mare, e și cu șa, volumul crește. Cât de bine arată asta! Deci impresionant, arată super bine, frate, are roți de 10, wow! Nu știu dacă sunt turnate sau sunt umflate, nu-mi dau seama, ba nu, sunt cu valvă, sunt roți la fel. Arată incredibil și avem și cheie, wow, avem cheie, nu pot să cred, foarte tare. Stai așa să văd cum o asamblez prima dată. Pac, hai! Ok, s-a blocat? Gata? Atât? Bun, acum, da, după cum am spus, trebuie să-i montez aici șaua. Cât de tare e, bă! Cât de fain arată! Ce grip are și ce spațiu foarte, foarte mare! Finish! Am pus și șaua. Mi-am ajustat, o să zic, momentan. Nu știu dacă e exact cât am eu nevoie. Șaua asta are o suspensie foarte tare. Foarte mișto, are suspensie automat și la fel ca și cealaltă, doar că asta are mult mai multe funcții. În primul rând are aici două chei, nu una, ci două chei. Avem aici două chei, zici că e Mercedes, frate. Hai că la asta nu mă așteptam, dar nu are deloc baterie, absolut deloc. Aici, în aceste telecomenzi, văd că se aprinde un beculeț, dar orice aș apăsa, cred că e moartă bateria de tot, așa că trebuie să o las o leacă la încărcat și o să continui. Oh, salutare din nou! Este a doua zi, după cum am spus, ieri nu avea baterie și a trebuit să aștept să se încarce peste noapte și acum o să continuăm acest mic review. Afară e foarte frig și am decis să ies totuși afară pentru că
E o lumină mult mai bună, plus că după multe zile, în sfârșit nu mai este ceață și e uscat și am de gând să-i facem și un test de viteză și așa mai departe. Așadar, avem aici, după cum știți, Kugo M4 Kirin de 500W, 48V și 11A. Este o trotinetă super bună, una dintre cele mai bune ale momentului, dacă nu greșesc, o trotinetă care are absolut tot ce-i trebuie. Are în primul rând far pe spate, frâne pe disc, ambele sunt frâne pe disc la amândouă roțile. Avem în față un far foarte puternic, acum este ziua, nu prea se observă, dar o să vedeți cum se vede și noaptea. Aici avem un buton de unde oprim și pornim LED-urile și lumina. LED-urile de jos acum s-au oprit, la fel și farul din față și la fel și acesta din spate. În momentul în care o să-l aprind acum, o să pornească toate simultan. Șaua este reglabilă, roțile sunt foarte bune, sunt de 10 și în principal trotineta ar fi făcută pentru off-road. În comparație cu Kugo M2, aceasta M4 are cricul în spate, cealaltă are cricul undeva prin față. Are avantajul că are această șa. Aici avem și o sonerie, care de data asta nu mai este o sonerie micuță, ci e o sonerie în toată regula. O sonerie destul de puternică și destul de enervantă. Un lucru foarte tare față de cealaltă trotinetă e faptul că coarnele merg strânse, la fel ghidonul cu totul și șaua, și o poți ridica foarte ușor. La fel de repede se și pun la loc. Avem aici 3 moduri. Modul 1 cu 15 km viteza maximă, modul 2 cu 30-35, ceva de genul, și modul 3 în sport, care prinde până la 50-50 și ceva la oră. Dar probabil dacă ai să cobori la vale, la fel ca și oricare altă trotinetă sau bicicletă sau orice alt mijloc de transport, o să prinzi ceva mai multă viteză, bineînțeles, pentru că te duci în jos. Frânele sunt foarte, foarte bune, accelerația este la fel foarte rapidă, trebuie să am grijă să nu intru acum în trepied. De aici putem să reglăm cât de sus sau cât de jos să lăsăm coarne, dar eu o să le las cam pe la acest nivel, pentru că deja mi-am făcut reglajul după șa, șaua la fel merge ridicată mai sus sau mai jos, o suspensie foarte, foarte bună. Așadar, cam asta ar fi trotineta. Acum o să merg pe stradă, o să facem niște teste de viteză să vedem exact, o să punem GoPro pe cap și hai să vedem ce poate să facă această mică trotinetă, care nu e chiar atât de mică. Pune mânușile ca afară, e super frig și o să-mi înghețe, cel mai probabil. Așadar, cricu, pornim luminile, a pornit. Momentan e pe 1, dar o să schimbăm locul, că aici e foarte rău. Oh. Ok. Ok. Să mergem undeva unde e terenul drept. Ok. Bun. E pe modul 2. Ok. Aproximativ 30 de km la oră. Ok, hai să dau modul 3. Hai, modul 3, am schimbat pe modul 3. Hai să vedem. Deja se simte cum accelerează. Wow! Woo! Bine, bine, dar ce vânt-i!
Viteza de frânare cred că mi-a luat undeva la vreo 6-7 metri, dacă nu mai bine, până s-a oprit. Adică deși e frâna destul de bună, nu te aruncă totuși în cap, dar nici pornește. Ia uite-l. Op. Ce pornește, mă. Deci în modul Sport 3 accelerează foarte repede, doar că în același timp observ că nu a prins 50 la oră, a prins undeva la 40 și ceva la oră momentan. Dar e o diferență de teren aici. Modul 2. Un lucru pe care am uitat să vi-l arăt mai devreme e faptul că pe lângă toate luminile are și semnalizare, avem aici stânga-dreapta. Dacă apăsăm pe acest buton, am dat semnalizare stânga, se și aude, și în partea asta avem semnalizare dreapta. Sper să se vadă bine. Spațiul la picioare, după cum se observă, e destul de mare, adică chiar este destul de avantajos, pot să stau cum vreau. E destul de stabilă, chiar stabilă. Ok, asta mi-a plăcut. Chiar e stabilă în momentul în care schimbi direcția și dacă te joci, așa puțin să zic. Ne-am întors acasă și am mers 4 km și nu s-a dus nici măcar o liniuță de baterie. La un moment dat mi s-a părut că s-au dus una sau două, dar probabil din cauza că e foarte frig s-ar putea să dea puțin erori. Oricum, orice aparat dintre ăsta electric, trotinetă, bicicletă, nu este recomandat să-l scoți prea mult când e temperatura scăzută sau să-l lași noaptea în frig, pentru că se poate strica și poate face condens să moară motorul. O să o bag automat în casă. Da, așadar, un mare avantaj acum că am o trotinetă în plus. O să avem și eu și Sabina, putem să ne plimbăm amândoi în același timp, fiecare cu câte o trotinetă. Cel mai bun mod, dacă vrei să mergi o distanță cât mai mare, este primul, bineînțeles, pentru că este modul eco. La modul sport se va termina probabil mai repede bateria, dar dacă vrei să ajungi pe o distanță de 5-10 km mai rapid, cred că va face față fără nici o problemă. Așadar, ia uite, și Nicolas vine cu trotineta lui. Aceasta este telecomanda, nu cred că v-am arătat-o. Sunt două telecomenzi de genul acesta. Avem blocare, deblocare și mai avem un buton foarte interesant și anume alarma. Mai exact, stop. În momentul în care eu plec și văd ceva neregulă pe lângă ea, să spun, nu știu, ca exemplu, nu știu de ce a fost gândit butonul ăsta, dar mă gândesc că în momentul în care cineva încearcă să o fure și tu vezi, poți să apeși acest buton stând la distanță și automat îl oprești. Da, asta e foarte interesant, alarma asta pe care o are. Stop. Da, foarte tare. Așadar, asta este noua mea trotinetă. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo un mare like, să vă abonați la canalul meu dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri. Personal sunt super mega încântat de ea, pentru că prinde o viteză destul de mare pentru o trotinetă. Cine s-ar fi așteptat că va evolua atât de mult o trotinetă și că vom ajunge să prindem și 50 la oră cu ea. Mă bucur foarte mult că e electrică, bineînțeles, și o să încerc să nu mai poluez chiar atât de mult, pentru că merg foarte mult cu mașina, dar pe distanțe scurte, cum ar fi până la magazin, până în centru sau pe anumite distanțe, chiar când mă voi duce în oraș, pot să o pun în mașină și de acolo să circul chiar prin oraș fără să mă mai deplasez doar cu mașina personală. Așadar, e un avantaj foarte mare să încercăm cât mai mult să-l folosim, o trotinetă sau o bicicletă sau orice mijloc de transport electric, eco, să nu mai poluăm atât, pentru că tot noi respirăm aerul. Așadar, încercați să vă gândiți la lucrul ăsta. Da, și acestea fiind spuse, cam ăsta e video. Noi ne vedem data viitoare. Numai bine!